Campania de plată în avans a fermierilor care au depus cererile unice de plată în anul 2022 se va desfășura în perioada 16 octombrie-30 noiembrie. Sumele au fost stabilite prin hotărârea de guvern numărul 1209/2022, iar avansul va fi acordat în cuantum de 70% pentru plățile directe și 85% pentru sprijinul acordat în cadrul dezvoltării rurale. La nivelul Centrului Județean Mehedinți, pentru anul 2022 au depus cerere un număr de 20.383 fermieri pentru care urmează să se efectueze controlele administrative și plățile în această perioadă. Sumele ce urmează a fi primite de către aceștia și stabilite prin actul normativ sunt pentru plata unică pe suprafață 96,27 de euro pe hectar, pentru plata redistributivă vor primi de la 5 până la 48 de euro pe hectar. Pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu se va primi suma de 58,53 de euro pe hectar. Pentru tinerii fermieri vom plăti suma de 48,13 euro pe hectar. Plățile pentru schemele finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,949 lei pe euro, stabilit de Banca Centrală Europeană.